copiii nu ne interesează cronometru, da? Voi faceți cât puteți de bine, nu cât puteți de repede. Bine? La ceilalți vreau viteză. Pentru cei care nu mă cunosc încă, îmbrac kimono-ul ăsta de 20 și ceva de ani, ca și antrenor, și de încă 15 poate, sau poate mai mult, 20 chiar, ca și sportiv. Domnul profesor este profesor de educație fizică și sport, specializarea judo, face parte din clubul sportiv școlar din 1997, de când a dat examenul de titularizare. Nu vorbim doar de o activitate sportivă, vorbim de o educație, de o educație care depășește destul de mult limitele saltelei de judo pe care se desfășoară de fapt sportul. Judo, în opinia mea, este un stil de viață, este mai mult decât un sport. Mi-a intrat în sânge de când am pășit prima dată pe saltea. Îmi place foarte mult pentru că m-a format ca om, ca sportiv în performanță și m-a ajutat să-mi depășesc temerile. Performanța se referă la continuitate, de a avea continuitate în orice ce faci. Și ușor, ușor, tinerii aceștia ajung să fie oameni de nădejde în orice ce fac. La prima întâlnire, domn profesor mi s-a părut un tip dur, un pic autoritar. Mai avem noi o vorbă, zicem, dacă cazi de 8 ori, ridică-te de 9 ori și mergi înainte. Încercați să vedeți în fiecare copil că ar putea să fie cineva.